Bună! Te salut în orașul meu, Padu. Padu este un oraș foarte mare. Aici sunt multe de văzut și multe de făcut. Haideți cu mine să explorăm acest oraș minunat! Școala este un loc important în orice localitate, deoarece aici învață copii. În pauză, ei sunt pe terenul de joacă. Parcul central este plin de oameni care se plimbă și se relaxează. Foarte mulți dintre ei aduc și animale de companie. Iată o mașină de poliție. Mașina de poliție tocmai a parcat în fața poliției. În această instituție lucrează polițiști care mențin ordinea în oraș. Acum vine o mașină de pompieri. Dacă o urmărim, ajungem la stația de pompieri. Aici lucrează pompierii. Ei sunt oameni curajoși. Pompierii sunt chemați în situații de urgență. Exemplu, incendii și accidente. Și am ajuns la supermarket. Într-un supermarket poți să-ți cumperi orice dorești. Pentru cumpărăturile făcute, clienții împing un cărucior. Oh, ce miros plăcut! Iată o brutărie! Dimineața de vreme, brutarul coace pâini și face prăjituri delicioase. Dar de ce stau oamenii la rând? Aha, ei așteaptă să intre la teatru. Azi va fi prezentat spectacolul Albă ca zăpada, cu actori talentați. Acesta este ștrandul municipal. Ștrandul este deschis toată vara. Aici vin adulții și copiii cărora le place să înnoate, să se scalde. Primăria este cea mai frumoasă clădire din oraș. Aici lucrează primarul. Primarul are grijă ca totul să fie în ordine în oraș și are grijă de cetățenii orașului. Spitalul municipal
este cel mai important loc din oraș. Aici vin oamenii care sunt bolnavi și vor să se vindece. Când cineva este foarte bolnav sau a suferit un accident, acea persoană este adusă în spital de salvare. Aici lucrează medicii și asistentele. Ei tratează pacienții. Stația de autobuz este locul unde așteptăm autobuzul. Ne urcăm în autobuz și luăm rămas bun de la oraș. La revedere, Padu! Lucrați în perechi. Unul dintre voi să fie jurnalistul, celălalt să fie un localnic din orașul Padu. Jurnalistul pune întrebarea, localnicul răspunde pe baza textului ascultat. Schimbați rolurile. Vă invit la un joc de rol. Lucrați în perechi. Unul dintre voi să fie localnicul din orașul Padu. Celălalt să fie turistul. Prezentați una dintre următoarele situații. Turistul se află în fața spitalului municipal. El vrea să ajungă la primărie. Sau, turistul stă în fața stației de pompieri. El vrea să ajungă la poliție. Etc. Localnicul îi va explica turistului cum să ajungă la locurile alese. Schimbați rolurile. Spor!